La sosirea în America erați un bărbat divorțat. Nu ați stat mult timp burlac și v-ați căsătorit cu Jennifer, o americancă despre care ați povestit că facea parte dintr-o familie cu origini evreiești. Jennifer a fost alături chiar și în România când a cântat alături de dumneavoastră la concertul organizat în Piața Constituției. Despre relația cu Jennifer nu se știu prea multe lucruri. Am găsit în presă câteva detalii oferite de sora dumneavoastră. Ea a spus că Jennifer a fost cea care v-a sponsorizat la începutul carierei și că v-a părăsit în momentul în care ați fi înșelat-o cu 2 milioane de dolari. Aș vrea să lămurim acest subiect. Urmează întrebarea roșie. V-ați lansat în America pe banii soției? Nu, asta, informațiile pe care le-a spus sora mea din partea tatălui meu, adică e o relație mai... Noi nu am crescut niciodată împreună. A fost o informație eronată. Asta a fost un show făcut de PBS împreună cu mai mulți finanțatori. Jennifer avea doar 19 ani. A fost și tatălui Jennifer care a participat la producția show-ului, dar PBS-ul, Public American Television, a fost cei care au fost finanțatorii concertului. E foarte, foarte simplu. Și asta poate fi văzut oriunde e public informație. Ați înșelat-o cu 2 milioane de dolari? Nu. Nu am înșelat-o cu 2 milioane de dolari, că n-aveam de ce să mă înșel cu 2 milioane de dolari. Nu sunt genul ca să înșel cu așa ceva. Adică aș fi avut probleme cu ea, suntem în relație ok cu ea, cu taică, suntem prieteni, n-avem niciun fel de problemă. Bine, mergem mai departe. După acest concert pe care l-a susținut în România, București, v-ați întors în America. 5 ani mai târziu, în 2006, ați divorțat de Jennifer. Vorbim deja de cea a doua noastră soție. Ulterior, ați început o relație cu celebra Anastasia Soare, regina sprâncenilor de la Hollywood. Vă citez. Ne-am văzut la un party în Los Angeles și am avut din prima o mare atracție unul față de celălalt. Eu eram singur, ea singură, așa că nu a fost foarte greu. Și Anastasia Soare a recunoscut relația pe care ați avut-o, a spus așa. Damian a intrat în viața mea într-o perioadă în care munceam foarte mult și îmi pierdusem echilibrul. Efervescența lui mă amuza și asta m-a ajutat să ies dintr-o perioadă mai întunecată, spiritual vorbind. Apoi, n-a mai mers. Presa a scris că a fost împreună cu Anastasia Soare timp de un an. Nu pot să nu observ că vă plac femeile de succes. Și aș vrea să-mi spuneți cât de greu este să ai o relație cu o femeie de succes. Urmează întrebarea. Ați iubit-o pe regina sprâncenelor, Anastasia Soare? Da, pot să spun că până la Anastasia, în celelalte două relații, a existat dragoste, pot să spun așa, o iubire normală, dar Anastasia chiar am iubit-o atunci. Am iubit-o chiar foarte mult. Era greu pentru amândoi, pentru că în momentul ăla eu chiar venisem într-un turneu foarte mare, unde a fost epuizant și pentru mine și ea avea cariera ei și era foarte greu cumva să ne coordonăm timpul împreună. Pentru amândoi eram într-un moment de cum să spun eu, de ascensiune și jobul era mai important nu că era mai important decât relația, nu vreau să spun asta. Cumva prioritatea era jobul, adică jobul era atât de cerințele jobului erau așa de mari încât nu puteam să facem față și la relații. Asta aș putea să spun. Bine, am notat. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Vă citez. Am cunoscut oameni extraordinari care m-au ajutat să evoluez în carieră. Astfel, am obținut premiul Grammy în anul 2006, iar apoi am colaborat la coloana sonoră a filmului Pirații din Caraibe. Este declarația dumneavoastră, domnule Drăghici. Despre colaborarea la coloana sonoră a filmului Pirații din Caraibe, presa a descoperit că, de fapt, numele dumneavoastră nu apare pe genericul filmului, așa cum se procedează în mod normal cu toți cei care participă la realizarea unei producții. În cazul premiului Grammy, reporterii publicației Actualitatea Muzicală v-au contrazis din nou, spunând: nu există niciun câștigător cu numele Damian Drăghici. Nu a spus nici anul, nu a prezentat nici diploma. Mai mult, într-un alt articol de presă, precizează, citez, Damian Drăghici nici măcar nu este pomenit pe site-ul oficial al premiului, nici de cum să fie prezentat drept câștigător. Vreau să-mi spuneți cum le răspunde celor care vă contestă realizările și aș vrea să știu dacă v-ați fabricat o parte din aceste performanțe internaționale. Urmează întrebarea roșie.
Ați mințit că ați câștigat un premiu Grammy? Nu, n-am mințit și este informația oficială. Am acasă fotografia, o am și aici fotografia premiului Grammy. Am spus mai de multe ori că am fost invitat și am cântat membru în Paul Winter Consort în 2006 pe albumul Winter Solstice. Este albumul 2006 care a câștigat la secția New Age. E informație oficială, au văzut-o și alții, au declarat-o. Asta era o informație în perioada politică când unii au încercat să lipească de mine, să mă discrediteze. Informația altă, iarăși cu Pirații din Caraibe, este oficială, am imprimat cu naiul și am fost folosit ca un fel de ghostwriter. Ghostwriter înseamnă atunci când scrii și nu ești publicat oficial că ai scris. Astea două sunt informații foarte simple și adevărate. Bine, am notat, mergem mai departe, tot cu o întrebare roșie. În 2006, aveați 36 de ani, trăiați deja visul american, erați un artist cunoscut, aveați turnee cu artiști celebri precum Joe Cocker și James Brown. Cu toate acestea, iată ce declarați. Nimic din ceea ce aveam nu mă mai satisfăcea. Mă lăsasem așa dus de val încât nu mai conștientizam care erau valorile mele. Stăteam la masă cu actori celebri de la Hollywood și nu înțelegeam de ce ăștia sunt fericiți și eu sunt nefericit. Din cauza acestor trăiri, ați povestit că ați mers la psiholog, care v-a spus, citez, du-te până în România 2-3 luni, că e pământul tău. Dacă nu-ți place, faci vreo prostie după aceea. Ați ascultat sfatul psihologului, ați venit acasă. În mod firesc, oamenii când dau totul, sunt și fericiți. Dar în cazul dumneavoastră nu s-a întâmplat acest lucru și aș vrea să-mi spuneți de ce și aș vrea să înțeleg dacă în timp ați mai avut astfel de trăiri și cum ați reușit să vă vindecați depresia. Urmează întrebarea roșie. Ați avut vreo tentativă de sinucidere? Nu. N-am avut tentativă de sinucidere niciodată, doar am avut perioade de depresii, care de fapt mi-am dat seama mai târziu că nu erau depresii, era perioade de sadness, cum să spunem. Adică eu nu știam cum să-mi gestionez emoțiile. Și un lucru pe care mi l-a spus, mi l-a recomandat terapeutul din state, a spus, du-te într-o România într-o vacanță. Și am spus, pe ce, mă duc 2 săptămâni? El mi-a spus, mă duc mai mult și am spus, mă duc 2 săptămâni. După care am venit în România, am intenționat să fac un film despre cultura romă și despre muzica, despre talentul romilor, țiganilor ai mei. Și în perioada aia, eu pur și simplu nu mai voiam să am nicio treabă cu România. În perioada aia s-au întâmplat niște schimbări enorme înăuntru meu. Au început să fie lucruri care să-mi placă despre România. Ce m-a salvat de la depresie și ce mi-a schimbat viața a fost momentul când am început să lucrez la Damen & Brothers. Momentul când am avut 18 maturi, dar copii pe capul meu. Vorbim. Care fiecare, la fiecare secundă, are o problemă lui. Și atunci când tu nu mai ești dedicat în capul tău, overthinking cu problema ta și te ocupi de alții, nu mai ai timp să fii prezent cu problema ta. Care era cauza tristeții? A depresiei? Cred că eu nu știam să mă bucur de ceea ce aveam. Nu știam sentimentul ăsta, feeling-ul ăsta, pentru că nu-l trăisem, nu înțelegeam. Cred că asta a fost unul dintre motivele principale și cred, într-un fel, că nu mai eram conectat la rădăcinile mele. Asta a fost foarte important. Adică trăirile pe care le aveam acolo erau toate impuse. Trebuie să fac asta, trebuie să fiu așa, trebuie să fiu așa și mă pierdusem. Eram un gap boy, un Abercrombie & Fitch guy la sală, sparanghel, era totul diferit decât nu aveam deloc rădăcini. Cam asta ar fi cuvântul. Mulțumesc!